Bine v-am găsit, suntem la dosar de politician, declarații în scurte momente de la Palatul Cotroceni. Președintele României va vorbi despre România educată. Știți, au fost întâlniri la Palatul Cotroceni cu ministrul educației, cu premierul Florin Câțu. Așteptăm aceste declarații. Vom discuta și despre economie. Astăzi Florin Câțu a jubilat. Ne-a explicat că am avut cea mai mare creștere economică din Europa, 7,4%, iar Rareș Bogdan, numărul 2 în PNL, acum și asociatul și apropiatul lui Florin Câțu, ne-a explicat că trebuie să avem puțintică răbdare pentru că această creștere economică o să se vadă și în buzunarele noastre. Când ai asemenea cifre de 7,4%, logic, simplu vorbind, ar trebui ca tot românul să simtă în buzunar un 7,4% în plus. Asta înseamnă la bani, înseamnă la calitatea vieții, la putere de cumpărare, da? O creștere care să se vadă în viața de zi cu zi. O să discutăm în ce măsură sunteți mulțumiți sau dumneavoastră simțiți această creștere economică în viața de zi cu zi, în buzunare, în modul în care, cum să spun eu, vă gestionați resursele și în calitatea vieții, pentru că discutăm mult la dosar de politician despre bani, bătălia veche între PNL și PSD, care a mărit și ne-a mărit, dar dincolo de venituri contează, cred și eu, calitatea vieții. Nu contează câți ai bani, câți bani ai dacă locuiești într-un oraș murdar și mizerabil și poluat, cum este capitala României, dar și alte orașe mari. În a doua parte a emisiunii, tocmai despre asta o să discutăm, despre asaltul șobolanilor asupra cel mai mare spital de pediatrie din România, Grigore Alexandrescu. Am un invitat special, un doctor, un manager. O să ne explice ce se întâmplă cu spitalele din capitala României, cu lucruri foarte interesante. Așadar, președintele României îl așteptăm. Dacă nu avem declarații, putem începe, da, măcar cu statistica, cu cifrele legate de creșterea economică anunțată astăzi de premier. Repet, este o statistică și sunt date oficiale ale Comisiei Europene. Așadar, suntem campioni Europei la creștere economică. Trebuie să ne bucurăm și să așteptăm, cum ne spunea Rareș Bogdan, să o simțim în buzunare. Ion Mioniță, bună seara, mulțumesc pentru prezență, redactor șef Istoria. Mă bucur că ești alături de noi încă o dată. Stelian Negrea, bună seara. Mulțumesc, Stelian. Carmen Avram, europarlamentar PSD, fost jurnalist, o cunoașteți. Bună seara, doamnă. Bună seara. Și Eugen Tomac se va alătura de la Bruxelles. Ion, haideți să încercăm să discutăm în jurul acestei creșteri economice. L-așteptăm pe președintele României, de aceea nu difuzăm încă informațiile clare, dar cum e situația? Statistic în bine. Statistic stăm bine. Da, evident. Nu sunt cifre date de instituțiile noastre, sunt confirmate de Uniunea Europeană. E prefigurat. Adică președintele României a venit, îl vedem. A avut în ultimele trei zile la Palatul Cotroceni ultima serie de consultări pentru finalizarea proiectului România Educată și trecerea la faza de implementare. Vorbim despre un proiect care se bazează pe cea mai amplă consultare națională în domeniul educației din perioada post-decembristă, numai puțin de 10.000 de persoane și peste 150 de organizații și de instituții fiind direct implicate. În urma discuțiilor din aceste zile, au reieșit o serie de lucruri importante. În primul rând, coaliția de guvernare și-a exprimat susținerea pentru proiect și chiar săptămâna viitoare, Guvernul României își va asuma prin memorandum țintele și obiectivele României educate, urmând să stabilească un plan clar de acțiune cu responsabili și termene pentru implementare. Am apreciat totodată deschiderea membrilor Parlamentului, inclusiv a celor din opoziție, pentru a colabora la transpunerea legislativă a proiectului. Educația trebuie să fie baza noastră comună de construcție și să nu mai aibă culoare politică. România așteaptă mai mult consens pe astfel de teme esențiale pentru viitorul țării noastre și, din păcate, ceea ce am văzut de prea mulți ani au fost lupte politice sterile care au afectat inclusiv educația.
Nu mai putem continua așa dacă vrem ca România să avanseze și să se dezvolte. Așadar, în cel mai scurt timp se va constitui un grup de lucru transpartinic pentru a construi cadrul legislativ care să permită implementarea proiectului. Parlamentul trebuie să fie un pilon central al procesului de reformă a sistemului de educație și prin această asumare poate reda încrederea românilor în aleșii săi. Cu siguranță, procesul de elaborare a acestei viziuni a durat mult, tocmai pentru că mi-am dorit ca în România educată să se regăsească vocile tuturor celor care au propuneri relevante de politică publică. Nu e un secret pentru nimeni că în anumite perioade de guvernare educația nu s-a aflat pe agenda politică, ceea ce a ținut în loc România educată. Am avut apoi ani electorali intenși. A urmat pandemia cu greutățile, dar și cu lecțiile ei valoroase. Acum avem în sfârșit șansa unei discuții constructive urmate de asumarea transpartinică și de un proces consecvent și stabil de implementare. Am apreciat totodată și larga participare a societății civile la consultările de astăzi, majoritatea contribuind de-a lungul timpului la raportul România Educată. Încă o dată, le mulțumesc pentru implicare și consecvență. În concluzie, consultările din aceste zile îmi dau încredere să spun că există fereastra de oportunitate necesară pentru un demers politic și social de durată în educație. Este momentul să trecem la implementarea proiectului România Educată și să dăm întâietate investițiilor în sistemul de educație. De aceea, am insistat să fie asigurată finanțarea necesară pentru o parte dintre prioritățile și reformele proiectului, inclusiv prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Mă refer, de exemplu, la reducerea abandonului școlar prin sprijinirea a peste 2500 de unități de învățământ preuniversitar, dotarea 10.000 de laboratoare și cabinete școlare, mobilarea a 75.000 de săli de clasă, construirea 140 de creșe și servicii complementare de educație timpurie, realizarea 10 centre de învățământ dual, dezvoltarea unei rețele de școli verzi și formarea a 100.000 de cadre didactice pentru predarea online. Astfel, proiectul România Educată are un sprijin financiar important, istoric, aș spune, în valoare de 3,6 miliarde de euro. Suplimentar, prin alte fonduri europene, vom finanța cu 400 de milioane de euro renovarea unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru garantarea siguranței și a securității copiilor și dascălilor în școli. Revenind la proiectul România Educată, pe scurt despre structura sistemului de învățământ, care rămâne preponderent aceeași. Dezvoltăm educația timpurie, menținem clasa pregătitoare și gimnaziul de la clasa a 5-a la clasa a 8-a. Creștem autonomia școlilor, mai ales acolo unde există capacitatea administrativă necesară. Pentru restul școlilor, vom susține noi forme de sprijin și alocarea de resurse dedicate creșterii calității actului educațional. Schimbări față de structura actuală apar la tranzițiile între etapele educaționale. Ne dorim o mai mare flexibilitate și o centrare a educației pe fiecare elev. Asta înseamnă inclusiv valorizarea celor elemente de profil care individualizează și nu uniformizează. De aceea, deși evaluarea națională rămâne principalul
instrument de certificare a competențelor la finalizarea gimnaziului și de repartizare în ciclul următor, am propus ca pe întregul parcurs al semestrului al doilea, unitățile de învățământ și elevii care doresc, subliniez, care doresc, indiferent de rută teoretică, vocațională sau profesională, să poată organiza, respectiv să susțină, un examen suplimentar de admitere. Acest lucru se întâmplă deja pe ruta profesională sau vocațională, fiind doar o extindere și către zona teoretică, oferind o autonomie suplimentară școlilor și încredere elevilor, care în tot acest proces vor avea o susținere reală prin activități consecvente de orientare și consiliere. Am propus o nouă structură a învățământului secundar superior, unde vor exista trei tipuri de licee, teoretic, vocațional și profesional, care vor conferi absolvenților, după 4 ani de studiu, acces la examenul de bacalaureat. Poate unul dintre cele mai importante obiective ale proiectului România Educată este acela de a elimina barierele birocratice care limitau posibilitățile tinerilor de dezvoltare și de a întări dreptul fiecărui elev de a reveni în sistemul de educație și de a-și urma ambițiile atunci când acestea îi pot aduce un viitor mai bun. Așadar, pe scurt, eliminăm birocrația și dacă un elev este, de exemplu, la un liceu profesional și își dă seama că nu se regăsește acolo și vrea să facă trecerea la unul teoretic sau vocațional, va putea să se transfere în urma unor testări specifice la liceul dorit. Noul bacalaureat, deschis tuturor și bazat pe competențe, este o altă componentă importantă a României Educate. Îmi doresc un examen care să poată evalua corect capacitatea absolvenților de a se descurca în societate și în viață în general. Un absolvent de liceu, indiferent de profil, trebuie să poată înțelege problemele puse de schimbările climatice sau utilitatea vaccinurilor. Asta înseamnă să ne asigurăm că cetățenia activă nu rămâne doar un deziderat declarativ. În ceea ce privește funcționarea colegiilor terțiare non-universitare, care pot funcționa în universități, dar nu au rang de studii universitare, vreau să fac câteva precizări pentru o înțelegere corectă. Această formă de învățământ care funcționează și astăzi nu se substituie învățământului universitar. Formarea profesională pentru a permite certificarea la nivel de tehnician este cerută de piața muncii și este deschisă tinerilor care nu au susținut sau nu au promovat examenul de bacalaureat sau adulților care doresc să avanseze profesional cu ajutorul unei pregătiri suplimentare de nivel 5 de calificare. Ea nu conferă acces în învățământul superior fără promovarea examenului de bacalaureat. Mai pe scurt, bacalaureatul rămâne obligatoriu pentru studiile universitare, adică pentru licență, masterat și doctorat, indiferent de domeniul de studiu. Pe lângă aceste câteva elemente cheie ale viziunii România Educată, proiectul include și o serie de ținte concrete, printre care scăderea ratei de părăsire timpurii a școlii până la un nivel de cel mult 10%, reducerea ratei de analfabetism funcțional la orizontul anului 2030 sau creșterea competențelor digitale de bază, atât în cazul profesorilor, cât și al elevilor. Cred cu tărie că o Românie puternică este o Românie educată și este nevoie de implicarea tuturor autorităților și forțelor politice
pentru a garanta transpunerea în realitate acestei viziuni în beneficiul fiecărui cetățean. Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate. Am văzut declarațiile, este vechiul proiect politic până la urmă al președintelui României, România Educată. Multe lucruri interesante. A vorbit președintele Ion, cred că de vreo 4 ori, despre consens politic. Vrea să facă un fel de echipă de lucru care să conțină reprezentanții tuturor partidelor. Bugetul este de 3,6 miliarde de euro, cu multe investiții în infrastructură. O să iasă până la sfârșitul mandatului președintelui acest proiect. Anunțat cu mulți ani. Să pornească, pentru că l-a anunțat cu mulți ani în urmă, în prima parte a primului mandat, de altfel. Au fost consultări, a precizat președintele de ce a durat atât de mult. Iată, se află în faza de finalizare a proiectului, trebuie lansat în practică și are nevoie președintele, și cred că orice proiect de acest tip are nevoie de susținere, pentru că se va termina și mandatul președintelui peste 3 ani și jumătate și 4 ani, și atunci vom avea nevoie ca acest proiect, odată început, să continue. Dacă e vorba de sute de milioane de euro în renovare, în dotarea școlilor, nu se pot termina în 2-3 ani. Trebuie continuat încă un mandat, cel puțin, și atunci e clar că ar trebui să fie un consens, mai ales că este chiar interesul României aici. Nu mai depinde de un partid sau de altul, nu este vorba de interesul celui care se află acum la guvernare și nu este în interesul celui care se află în opoziție. Pentru că, într-adevăr, este unul dintre proiectele esențiale pentru România. Suferim la capitolul educației, avem mari probleme cu generații care suferă din cauza analfabetismului funcțional. Ați văzut, avem niște cifre îngrozitoare aici legate de numărul absolvenților care sunt analfabet funcțional. Plus, iar o problemă de la bacalaureat, că discutam cu producătorii emisiuni înainte de a intra, par a fi mai bune anul acesta decât anul trecut. Par, și e o veste bună. Dar în esență depinde în esență. Numai 40% nici măcar nu s-au dus. Exact, dar și un singur lucru vreau să mai subliniez aici, și o altă mare problemă, nu știu cât de mult este abordat în proiect, fabricile de diplome, care au distrus calitatea învățământului din România. Da. Doamna Carmen Avram, un comentariu. Intră PSD, adică o să participați alături de președintele României în acest grup de lucru, partidul, că discuta președintele și cerea consens politic. O secundă, o să vă rugăm să refacem legătura, că se pare că internetul nostru sau dumneavoastră la Bruxelles nu este ok. Stelian Negrea, mie puțin cam târziu, mai sunt 3 ani și jumătate de mandat, eu n-am observat foarte bine, dacă dai drumul la licitații, să spune, nu știu, prin toamnă, dar nu vin banii europeni în toamnă, prin PNR, poate vin la anul, când avem aprobat PNRR-ul, poate în ianuarie, un an de zi, licitații, contestații, trece 2022, suntem în 2023, poți să faci ceva prin 2023, în 2024 nu mai face nimeni că este an electoral. 4 runde de alegeri. Da, nu prea ținut explicația președintelui legată de faptul că până acum au fost tot felul de meciuri politice. Bine, a fost pandemia și că de asta nu s-ar fi pus pe roate. Poate ar fi trebuit mai multă sinceritate aici din partea domniei sale, pentru că e un proiect cam vechi, știi? E foarte multă lume, și nu mă refer la mine, eu sunt un simplu absolvent de facultate, dar sunt, cum să spun, oameni merituoși din mediul academic care au cerut proiectul ăsta și care au tot... L-au cerut insistent și s-a lăsat foarte greu așteptat. Hai să luăm, există și o parte bună în toate chestiile și o parte rea. Partea rea ar fi asta, că a demarat extrem de târziu. Hai să spunem că partea bună e că există finanțare acum, sau cel puțin la nivel teoretic există o finanțare și banii aia, hai să spunem că poate ar veni mai repede, dar oricum spui și tu, până vin banii de acolo. Proiectele se vor aproba, adică
PNRR, un ansamblu, se va aproba, să spunem. Ok, dar până vin banii efectivi, da? Până se demarează licitul. Nu până licitațiile, pentru că sunt multe proiecte care trebuie puse pe roate, trebuie scrise. Acolo au fost trimise niște drafturi, nu sunt chestii care merg în profunzime. Și alea mai trebuie scrise, trebuie scoase la licitație. Da, nu știu, a zis președintele că vrea să construiască, nu știu, 70 și nu știu ce de centre de pe excelență, 100 de laboratoare, da? Caie de sarcini, firme, exact, nevoite, să trimite documente din țară, birocrație, nebunie. Și asta în condițiile în care ai avea firme care să participe. Dar știi care e chestia? Sunt două chestii fundamentale. E o diferență... O secundă, că okay, s-a refăcut legătura. Carmen Avram, întrebarea legată de susținerea PSD. Președintele a solicitat consens politic și depolitizarea, până la urmă, discuțiilor despre educație și implicita acestui proiect. Adică v-a invitat oarecum să fiți parte... Și dumneavoastră, cei de la PSD, colegii dumneavoastră din zona de educație, parte a acestui proiect. Se fac un fel de comisie de lucru, am înțeles. Da, domnul președinte spunea că nu a putut cumva să facă această România educată pe care o înțeleg de 7 ani din cauza situației din țară, spunea ceva în genul ăsta, de parcă ar exista vreun suflet în această țară de om obișnuit sau de politician care să spună nu educației. Sigur că PSD este pentru un plan care să ridice nivelul acestei țări, care, din păcate, chiar și la educație începe să scârție. Despre depolitizare, da, dar dânsul este totuși, are un guvern al dânsului pe care și l-a dorit foarte mult și care și-a făcut un plan din politizarea fiecărei instituții din această țară. Deci să spui că vrei depolitizarea educației când tu ai schimbat în toată țara fiecare funcționar și fiecare inspector care te-a deranjat pentru că era numit de un alt guvern, mi se pare un pic... deplasat. Cât despre educație, eu îi doresc succes să realizeze măcar 10% din ce spune, însă eu cred că pentru un sistem de educație performant ai nevoie de un plan, un plan pe termen lung în care să înțelegi ce vrei să faci cu această țară, ce vrei să faci cu generațiile care vor ieși de școli. În școlile profesionale trebuie să știi spre ce îndrumi oamenii, spre ce direcție trebuie să mergem. Nu putem să mergem spre orice. Trebuie să avem un nucleu al fiecărui plan, așa cum un plan național de redresare și reziliență trebuia concentrat în jurul mediului și al înverzirii și al digitalizării, tot așa, educația trebuie să aibă un nucleu, pentru ca tu să știi cum organizezi școlile astea și să nu mai permiți atâtor universități de prin tot felul de orășele să-și deschidă filiale peste filiale, pentru că, într-adevăr, țara asta duce lipsă de oameni care să fie meseriași. Noi, uitați-vă în jur, noi nu avem oameni pe care să-i sunăm, să-i chemăm dacă ni se strică ceva în casă. Noi nu avem centrale care cad, avem fabrici care, uite, sar în aer, pățesc tot felul de lucruri. Acolo e nevoie de o generație de meseriași. Da, pentru că nu ai specialiști, nu ai ingineri la controlul calității, cei de la ISCIR, dacă e o întreagă nebunie astăzi, Stanțoș Barna, ministrul mediului, ca să completezi ideea, trebuie să discutăm repede despre economie, despre datele de la Bruxelles. Stanțoș Barna a spus, domnule, mie mi se pare foarte ciudat că într-o singură săptămână două obiective industriale importante, poate cele mai importante din zona, nu știu, petrochimie, respectiv chimie, cum este combinatul de la Mureș, da? Să fie întâmplător în acea săptămână lovite de două incidente, da? De două incendii mari care, repet, eu cred că ar trebui să fie investigate de pe poliție, de băieții ăștia. Adică e mare, ai o rafinărie, îți sare în aer și ai un combinat mare chimic care îți sare în aer la 3 zile după rafinărie. Nu e... probabilistic, tocmai, cum să spun eu, nu stă în picioare povestea asta. Repet, nu fac un proces de intenție, vedem. Haideți să mergem mai departe, să vedem cum ne-a lăudat Comisia Europeană. Datele statistice, o creștere de peste 7%. Discuția este, și vă rog să-mi scrieți pe pagina de Facebook Dosar de Politician, dacă vă simțiți mai bogați după această creștere economică raportată de România la jumătatea anului 2021.
În timp ce statisticile economice arată bine, iar executivul Uniunii Europene afirmă că țara noastră a înregistrat creșteri economice de 2,8% față de trimestrul anterior, analiștii financiari sunt de altă părere. Creșterile economice se văd în rapoarte, spun ei, nu și în ceea ce privește traiul oamenilor. O creștere economică ar putea să fie reală doar după investiții masive, afirmă specialiștii în economie. Dacă banii promiși de Bruxelles, banii din programul de reziliență, vor ajunge în țară și vor genera ce? Afaceri din care oamenii să câștige, atât companiile cât și angajația acestora. Doar prin relansarea motorului economic putem să visăm la creștere economică, ceea ce, din punct de vedere statistic, în acest moment lucrurile nu sunt chiar atât de pozitive și mă uitam pe datele privind comerțul cu amănunte, pe datele privind producția industrială, încă suntem în criză în aceste segmente și abia în momentul în care țările europene, Franța, Germania, Italia, vor începe să importe din nou de la noi produse importante, abia atunci putem spune că vom ieși din criză. Comisia Europeană spune că sectorul industrial are perspective pozitive, iar exporturile sunt preconizate să crească pe măsură ce principalii parteneri comerciali ai României își revin. Trebuie să fim prevăzători și să reușim să aducem banii aceia, cei 20 ceva de miliarde de euro, să aducem în țară ca să putem crește această economie. Fără acei bani, mă îndoiesc că lucrurile vor evolua atât de pozitiv pe cât le estimează autoritățile de la București. Creșterea puternică a prețurilor la energie va afecta rata inflației, care este așteptată să ajungă la 3,2% la sfârșitul anului, față de 2,3% în 2020. Acum de bună seamă că nu suntem toți specialiști sau avem, până la urmă, competențe jurnalistice destul de bune, dar nu suntem specialiști în domeniu. Stelian, tu ce crezi? De unde vine creșterea asta economică? S-a întâmplat ceva extraordinar în România? Ori avea legătură cu construcțiile, cu imobiliarele? Ori avea legătură cu, nu știu... Bine, depinde la ce te raportezi. Dacă te raportezi la anul 2020, care a fost un an pandemic în care au fost căderi colosale, orice creștere față de anul respectiv, 7,4%, pare mare, luând în considerare scăderile de anul trecut, da? Dacă ai avut o scădere de minus 15 și ai crescut cu 7, deci practic ești pe minus 7 în mod real. Da, nu este. N-a fost atât. A fost la 4. Minus 4% a scăzut economia? Nu e singurul. Da. Înseamnă că suntem bine. Acum la jumătatea anului suntem, scuze-mă, Stelian, doar o idee. Da, suntem am depășit nivelul pandemic, adică am depășit căderea din 2020. Sunt vești bune, dar trebuie să puse în context și depinde cu ce te compari și la ce te raportezi. Da? Dacă e acest singur indicator, îl poți folosi propagandistic și nu e, adică în sensul propagandistic, în sensul că nu ar fi mincinos sau nereal. N-ar fi nereală sau mincinoasă această creștere, dar mai sunt și cu totul alți indicatori care îți spun cât de bine o duce bunăstarea românilor. Da? Trebuie să iei PIB-ul pe cap de locuitor, trebuie să iei să vezi consumul în gospodării, cât și în ce a crescut. Trebuie să vezi structura lui, pe ce se duc mai mulți bani, da? Pentru că cu această creștere, de exemplu, de la mijlocul acestui an a prețelor la energie și o creștere consistentă, de 70 puncte procentuale, poți să spui că această creștere a PIB-ului este mâncată, da? Și inflația vine din mai multe locuri, da? Uite-te la deficitul pe produse agroalimentare, da, care crește cu un ritm alarmant. Vezi că acesta este dublat de faptul că anumiți producători sau unii producători își aruncă producția în mod ostentativ pe câmp pentru că nu o pot aduce pe rafturile supermarketurilor. Sunt mulți alți indicatori care ar trebui să fie grupați în jurul acestui 7,4%, pentru că dacă le-ai numai pe ăsta și vrei să îi dai satisfacție lui Câțu, poți să zici bravo Câțule, dar dacă mergi în profunzime și ei alți și alți indicatori, nu e atât de bine. Nu spun că nu suntem pe o pantă ascendentă, că nu încep încet să vină și nume mari de investiții. Uite, am văzut acum o investiție de 300 de milioane de euro undeva în Oltenia, într-o facilitate de producție extrem de sofisticată. Da? Deci încep să vină bani. Poate vin mai repede. Asta e discuția importantă pentru telespectatori. În ce măsură această creștere se vede în n-are cum să viața de zi cu zi, și cât o alege să o folosească, nici el nu prea e dornic să o explice, mai ales că el e economist, e finanțist, el explică că mult mai bine, înțelegi? Dar nu face pasul ăsta, nu știu de ce, întreba mea că nu sunt consumatul de imagine. Doamna Avram, ce-ar mai fi de spus? A reușit Câțu, nu? E moment de jubilație pentru guvern liberal, USR. Pe hârtie, într-adevăr,
Pare să fi reușit, dar ca de obicei, cum ne-a obișnuit domnul Câțu, de fapt, ignoră cealaltă parte a adevărului, care este cruntă. Cum ar fi, de exemplu, cum spun statisticile, că îi plac statisticile și studiile. De curând a apărut un sondaj care arată România la coada Europei când vine vorba despre bunăstare. Este pe penultimul loc. Dânsul uită de puterea de cumpărare a românului care s-a prăbușit, de PNRR-ul care este un dezastru și care nu prevede nicio măsură socială, despre faptul că inflația este mult peste media Uniunii Europene, uită de cele 23% de tineri aflate în șomaj, uită de migrația forței de muncă, are început această migrație, uită de falimentele înregistrate printre firmele românești, în 15 luni nu s-au acordat ajutoare de stat, deși puteau să acorde, n-a acordat, uită că România nu produce ea însăși nimic și că dacă acea mama a tuturor crizelor prezisă săptămâna trecută de economistul Rubini se produce, niciunul dintre aceste sferturi deci de atunci, adevăr pe care atunci reservește... de unde vine creșterea asta? Vine din împrumuturile anului trecut care au fost într-adevăr consistente. Bună seara, Eugen Tomac, mă bucur că vă puteți alătura dezbaterii, da? Aceeași întrebare și pentru dumneavoastră, doamna Carina. Bună seara! Bună seara! De unde vine atunci creșterea economică? În primul și în primul rând, pentru că începem să devenim predictibili. Faptul că nu se risipesc banii în pomene electorale pentru că au trecut alegerile și cel puțin la acest capitol actualul premier este extrem de prudent și dacă vă uitați la ceea ce transmite în ultimele luni, spune că banii merg spre investiții, ceea ce este cel mai sănătos lucru, pentru că investițiile sunt cele care generează creștere economică și asigură o anumită stabilitate. Sigur că mai sunt multe de făcut și eu sunt și sper cel puțin că actuala coaliție să aibă suficientă voință dincolo de toate tensiunile interne pentru a duce la bun sfârșit reforme esențiale. Fie că ne referim la reforma din sănătate, reforma de pe piața forței de muncă, pentru că sunt domenii cheie. Atât timp cât nu vom risipi banul public și vom fi predictibili, vom începe să contăm și să simțim acest lucru. Deocamdată cetățenii nu simt această creștere și stabilitate economică pentru că ne-am împrumutat foarte mult pe de o parte, pe de altă parte au explodat prețurile odată cu această pandemie și este absolut vital ca resursele publice să fie ținute sub control cel puțin până la această oră actualul guvern a reușit. Rămâne de văzut dacă va compensa suficient de puternic pe investiții pentru că ratarea PNRR-ului de a-l include în primul pachet de finanțare, se va resimți mai târziu. Tocmai de aceea cred și sper cel puțin că odată cu acceptarea Planului Național de Reziliere și Redresare din partea Comisiei, să începem să pornim proiecte mari de infrastructură. Nu sunt suficienți doar banii de acasă. Da, doamna Avram, o concluzie pe discuția asta că vine scandalul din coaliție, scandalul pe secția specială, da? Cei de la UDMR practic blochează proiectul liberalilor și useiștilor. Deci concluzia care ar fi? Creșterea asta economică are la bază ceva care să țină să are legătură cu producția industrială României, cu exporturile și în ce măsură creșterea asta economică se va vedea peste 6 luni în buzunarele românilor? Sau rămâne doar oficial o statistică și suntem pe locul întâi? Cred că se vede din zona în care domnul Câțu a băgat miliardele, zecile de miliarde pe care le-am cumutat în ultimul an. Noi nu știm nimic despre asta, pentru că acești bani nu se regăsesc în societate. Deci acolo unde a investit, de acolo vine o creștere economică anunțată. Dar asta nu înseamnă că România se va face bine. Social vorbind, stăm foarte rău și vin vremuri foarte complicate, cu multe reforme care ne sunt impuse de la Bruxelles și care vor trebui implementate, inclusiv închiderea companii care se poluează, inclusiv închiderea minelor. Vin o mulțime de probleme sociale care nu sunt pe agenda domnului Câțu, din nenorocire.
Da. Haideți să vedem informațiile cu secția specială. UDMR nu este de acord cu acest proiect de lege. Din informațiile mele la plecarea din mandat al lui Cătălin Predoiu, fostul ministru al Justiției, practic ajunsese fostul ministru la un consens cu cei de la CSM pentru a da garanții și pentru a ajunge și a respecta cerințele MCV-ului, care stipulau clar că această secție trebuie desființată. După instalarea domnului Stelian Ion, au trecut deja 8 luni, aproape 8 luni de la investirea domnului Stelian Ion, care spunea că primul lui lucru pe care va face va desființa secția specială odată pus pe fotoliu de ministru al Justiției. Și uite că au trecut 7 luni, suntem în hățișurile Parlamentului și nu sunt șanse reale ca această secție să fie desființată prin lege. PNL, USR Plus, avem aceeași opinie în sensul în care săptămâna viitoare trebuie să convocăm sesiune extraordinară pentru desființarea SIJ și refacerea competențelor, așa cum spune și Comisia de la Veneția, așa cum prevede proiectul Guvernului. De la acest punct însă încep disensiunile. UDMR are o altă opinie. Mi se pare total inacceptabil faptul că UDMR nu respectă programul de guvernare. Încearcă o variantă de a păcăli cumva electoratul în sensul în care ne facem că desființăm SIJ, dar îl refacem în cadrul unei secții din cadrul parchetului general. Unii nu vor să continue lupta împotriva corupției și vor să afecteze această luptă de corupție. Și președintele PNL Ludovic Orban a explicat poziția liberalilor pe acest subiect. Punctul meu de vedere legat de secția specială este foarte clar. Partidul Național Liberal susține desființarea secției speciale și după poziția exprimată de Comisia de la Veneția în forma care a fost adoptată în guvern. De partea cealaltă, UDMR anunță că în coaliție nu e niciun blocaj. S-ar dori desființarea SIJ, numai că ar mai fi un mic amendament. Nu există niciun blocaj în coaliție. Eu aștept să fie convocat Senatul în sesiune extraordinară săptămâna viitoare sau cel târziu peste două săptămâni, fiindcă este pe ordinea de zi a Senatului desfințarea SIJ-ului. Suntem pentru desfințarea SIJ-ului. Există un amendament din partea noastră, avem un singur vot în Comisia Juridică și se va vota sau nu se va vota acest amendament. Eu vorbesc despre un amendament care spune că magistrații vor fi anchetați de o secție existentă, nu se reînființează nimic, nu se înființează nimic, este o secție existentă în cadrul parchetului general, secția de urmărire penală și criminalistică. Da, această variantă susținută de UDMR este și varianta negociată la sfârșitul anului trecut între Cătălin Predoiu și cei de la CSM. În sensul în care, pentru a oferi garanții, pentru că CSM, de exemplu, este rupt în două. Sunt judecători, în special mai puțin procurori, da? Procurorii sunt interesați să se desfințeze mai mult decât judecători această secție specială, dar jumate din CSM dorește ca această secție specială să fie transferată și să devină o divizie, să spun așa, un departament în cadrul parchetului general, cum ar fi normal. Stelian Ion și o parte din liberali vor ca dosarele de la secția specială să se întoarcă pe competențe, pe la DNA, pe la DICOT, pe la diverse tribunale din țară, ceea ce nu este în regulă, pentru că ne întoarcem la vechea poveste. În ce măsură un procuror DNA care face abuz în serviciu va fi cercetat cu adevărat de un coleg de la DNA? Sau ce face un coleg de la DNA când este pus în situația să-și ancheteze sau să cerceteze colegul? Da? Și varianta, repet, specialiștilor a fost de a merge la parchetul general. Ion, ce da. Sesiune specială? Pentru că jumătate sunt plecați prin vacanțe exotice parlamentarii. Ar trebui să-i cheme, pentru că așa se întâmplă. Nu se întoarce, cred că divinsule da, ai vin să voteze secția lui Stelian Ion. Îți place să fii parlamentar. Dar ce-au făcut 7 luni ce Stelian Ion? Asta e altă problemă. Stelian Ion trebuia să o facă mai devreme. Acum are și avizul Comisiei de la Veneția, este foarte clar. Iar să ne întoarcem la problemă până la urmă, că tot pierdem din cauza copacilor, nu mai vedem pădurea. Păi, această secție a fost înființată cu un scop foarte clar, fiind un instrument prin care se putea ajunge la judecători, se putea ajunge la magistrați. Și asta au văzut și Comisia de la Veneția, au văzut Comisia Europeană, au văzut MCV-ul și a spus, băi, nu e în regulă.
faceți-o ca lumea. Adică, cum spuneai, foarte bine, judecătorii, magistrații, procurorii să fie anchetați pentru corupție, abuz, tot ceea ce se poate întâmpla de parchet. În alta curte poate să facă de parchetul ceva. General, Ion. În alta curte. Pentru că nu parchetul poate, de pe nu, nu poate un procuror de tribunal da, să ancheteze da, un evident. Procuror de în altă curte. Da. Da? Și atunci ajungi la normalitate, ridici și MCV-ul, pentru că depinde asta e miza politică până evident. La urmă. Și trebuie să intrăm și noi în rândul oamenilor. Nu mai avem MCV, au trecut atâția ani. Ce mai păstrăm niște lucruri ca să rămână domnul, niște pretexte acolo? Deci, domnul, se poate o secundă, face. Ludovic Orban, mă scuzați, scuză-mă, Ion, vorbește despre Florin Câțu, sunt alegeri la sectorul 3. Haideți să-l ascultăm pe șeful PNL. Puțin. Pe viața mea publică. A început în 28 ianuarie marea manifestație organizată de Partidul Național Liberal și de Partidul Național Țărănesc împotriva înființării Frontului Salvării Naționale, care a dus la formarea CPUN-ului. Am participat la toate demonstrațiile pro-democrație din piața universității, demonstrațiile din 1991, dacă vă aduceți aminte, marșul cămășilor albe al intelectualității din București, care a fost precursorul Alianței Civice. Am participat la toate bătăliile cu hidra comunistă care s-a travestit sub diferite nume de-a lungul ultimilor 30 de ani. Am fost un luptător în prima linie chiar și atunci când mulți dintre colegii mei făceau plasuri cu PSD. Și vă garantez, Partidul Național Liberal rămâne principalul adversar al PSD și al modului distructiv în care PSD afectează istoria României și singura forță politică care are capacitatea de a învinge Partidul Social Democrat în alegeri. Așa cum am făcut în alegerile locale parțiale, în care, în ciuda sondajelor lor, pe care le-am spus să le bage în sertar, Partidul Național Liberal a obținut 40,5%. Dragi colegi și dragi colegi, sigur că acum se vorbește despre 8 ani de guvernare. Eu îmi doresc să guvernăm 8 ani, îmi doresc să guvernăm 12 ani, 16 ani, 20 de ani. Dar nu putem realiza lucrul ăsta decât dacă guvernăm bine, decât dacă efectele guvernării noastre aduc beneficii pentru cetățenii români, decât dacă realizăm toate marile proiecte pe care le-am angajat să le punem în practică, decât dacă guvernăm cu fața spre oameni, decât dacă reușim cu adevărat prin eliberarea energiilor creatoare ale națiunii române, să dăm drumul la toate motoarele dezvoltării în România. Ori acest lucru îl poate face doar Partidul Național Liberal și doar cu acea reprezentare guvernamentală pe care o hotărăște Partidul Național Liberal și baza lui. Ludovic Orban, în formă maximă, să spun așa, după incidentul de ieri unde a fost bruscat de bodyguardii VGS la alte alegeri, Stelian Negrea, o lovitură sub centură către domnul Câțu, da? Că s-au trezit unii mari antipesediști acum în ultimele zile. A făcut o istorie, Orban, cum s-a bătut el cu hidra comunistă, doamna Carmen Avram. Cum ți s-a părut, Orban? Mai în vervă, mai nervos astăzi? Da, efervescente. Eu nu înțeleg de ce trebuie să atingă culmele paroxismului competiția asta între cei doi de la liberal. Să nu uităm că și în partea alta la USR Plus e cam același lucru. Acum sunt mai munite pentru că sunt acoperite de asta. Sunt mai discreți. Nu sunt mai acoperite acolo. Nu ies așa. Poate pe Facebook, da. N-aș zice că mai îl vezi pe unul pe altul acum. Știți foarte bine că am criticat pe cei de la USR și de fiecare dată când... La ei ne așteptam să fie scandalul mai mare. Din iubire jurnalistică criticăm pe cei de la USR. Totuși, useriștii nu, adică ei s-acuzați cu autobuzul, că au făcut suveică cu votul, n-au adus bodyguards.
Erau fost niște imagini, da, poate le găsesc pe colegi, cam, da, cam jenant. Bodyguards cu dulapuri de aia de 2 metri, veniți la la păi stai, vedeți, dar la congres, la Alta Curte, da. Da, da, corect. Da, da, și da, cine, da, face, cine face comparațiile astea, rămâne cu un gust amar în gură. Eu nu înțeleg de ce ajung la paroxisme bătăliile astea când eu, adică președintele pare că și-a desemnat un câștigător în persoana lui Florin Cîțu. E o bătălie așa pentru... E, așa îmi pare, așa îmi pare. Cred și eu că Ludovic Orban simte că are de dat o bătălie grea. Că nu mai este ușor pentru el. La început era. Acum 2-3 luni era câștigător detașat. Corect. Bine, nici Cîțu nu era așa de hotărât. Dintr-o dată Cîțu a devenit foarte hotărât. Dar cum așa? I-a dat o injecție. Și dintr-o dată au început să vină niște filiale. De ce s-a întâmplat acolo la sectorul 2, nu? Cu la Monica, 2, la 4, da, ieri a fost un deci, circ cu bodyguardii BGS, deci, da, dintr-o dată, de Robert Sigur, și l-am văzut foarte nervos pe Ludovic Orban. Deci nu l-am, acum avea alt discurs, că m-am luptat, dar atunci a acuzat direct, zice, cum oamenii mei Orban pe care i-am făcut... după episodul de ieri, dar după ce l-a umilit în sediu, în sediu Modrogan, sediu central al PNL, au băgat 10 bodyguards de la BGS, l-au dat au tăiat bilete sau ce au făcut băieții ăia? Este nimeni nu a putut explica ce s-a întâmplat ieri. Dar ce să caute BGS-ul, firmă de bodyguards? Sau poate să seamnă liberal, între liberali. Între liberali. Poate vreau să-ți scrie partii, cine știe. Până la urmă au și ăștia nevoie, că unii dintre ei sunt cam piperniciți așa, de la liberali. Da, să mai crească puțin. Să mai crească media. Doamna, vreau un scurt comentariu. Vedeți, când se bat liberalii, tot ciuma roșie e de vină. Adică sacul de box e PSD-ul. Pe la câți ani au fost la guvernare, te crezi pe, da. Domnul Orban mi-a sunat ca un vas gol care, odată lovit, face foarte mult zgomot. Adică n-a făcut decât să recite CV-ul într-o formă romanțată și, evident, face din PSD un personaj în viața lui, pentru că dacă n-ai alte țeluri, ce să faci, să inventezi unul pentru PR. Cred că util ar fi fost să spună pe unde a lucrat în viață, ce știe să facă în afară de a participa la proteste, ce poate face pentru această țară, pentru că am văzut cu toții ce poate face ca premier. Așa, lui place pe scenă foarte mult, l-am mai văzut și în alte ocazii, dar altfel rămâne gol de conținut. Tomac, de ce zâmbeați apropo de bodyguards? Că ați făcut și dumneavoastră congrese, așa fac partidele, aduc bodyguards? Sau de ce ai avea nevoie de firmă de bodyguards la alegerile pentru o filială, da? De foarte prost această imagine pentru un partid mare, pentru că oamenii nu mai înțeleg nimic. Atunci când pretinzi că totul este extrem de transparent și lupți pentru ca oamenii să o ducă mai bine și să se simtă în siguranță, asemenea scene produc daune greu de estimat. Nu înțeleg ce au, este problema lor, dar personal le-am și transmis că asemenea scene dăunează și guvernării și partidului, pentru că, repet, atunci când totul se desfășoară, chiar dacă există o competiție pentru putere destul de dură, cel puțin asemenea scene nu și-au loc în niciun partid, cu atât mai ales într-un partid care este principalul partid la guvernare. Nu suntem în anii 90. Da. Cel puțin asta îmi doresc să cred. Astăzi, așadar, se încheie alegerile pentru PNL Sector 3. De săptămâna viitoare încep alegerile în organizațiile din Ardeal, acolo unde este liniște și disciplină. Nu o să fie niciun scandal în Ardeal. Acolo nu este cu competiție. Lucrurile se știu clar. Toți președinții de organizații, cei care sunt pe funcții... Așa s-a crezut și la Timișoara. O să fie... Stați liniștit, Eugen Tomac. Nu cred că are probleme Emil Boc, Daniel Buda, băieții din Ardeal. Acolo nu e... Mai puțină democrație, nu e cu agitația asta din zona de sud a României. Mulțumesc pentru prezență, doamnă, domnule Tomac. Scurtă pauză comercială, discutăm despre sănătatea copiilor noștri. Invitatul meu special este un medic și manager al cel mai mare spital de pediatrie din România. Scurtă pauză și revenim.
Miraculoasele forțele Carpaților au hotărât ca de aici, din Domobled, să izvorască binele. Sau, cum îi spun cei care o cunosc, Carpatina, apa ținutului cu suflet bun. Să trăiești vara fresh este mai ușor când la Kaufland este atât de ieftin. Între 7 și 9 iulie ai Vreau din România cașcaval Dalia la doar 10,49 lei. Cristin Salam Sinaia la doar 13,39 lei.